Vizita de lucru va avea loc vineri, când edilii sunt așteptați la discuții pe tema sumelor ce le revin celor ce au terenuri în apropierea fronturilor de lucru ale CEO. Va avea loc și un dialog pe tema cauzelor ce au dus la accidentele de muncă în cadrul companiei. Secretarul de stat Doru Vișan susține că în cazul electricienilor aflați acum la tratament în Belgia, vina le aparține. Cauzele, la prima vedere, sunt legate de abateri privind disciplina muncii, categoric. Cel puțin în cazul celor doi arși, vorbim clar de nerespectarea regulilor impuse de disciplina muncii privind scoaterea, punerea sub tensiune. Cât despre accidentul mortal, ITM București s-a autosesizat și va face o anchetă. În ceea ce privește celălalt accident mortal, acolo ITM-ul București a sesizat din oficiu, a venit și se face chiar. A început ancheta de ieri, continuă astăzi, în câteva zile vom avea un raport. 4 accidente de muncă, soldate cu 3 răniți și un mort, au avut loc în ultima săptămână la CEO.